parcat înăuntru. Și acum să ne uităm puțin la mașinuțe, într-adevăr sunt câteva noutăți. Dar posibil mașinile astea să le fi văzut și prin altă parte, gen pe la Frankfurt, pe acolo. Cum e asta? Cum e acest S4 frumos, culoarea asta albastră, perlată. 39.000 de euro S4 și nu costă mult. Dar are 107.000 de kilometri. 347 de cai. Arată bine interiorul. Întotdeauna și mașina pe care o am eu, pe partea șoferului, întotdeauna se creponează partea aia acolo la scaun, dar oricum mașina arată bine, mai ales jantele astea sunt criminale. Ia să vedem aici, sunt evacuări. Fache, da, sunt fache evacuările, fake. S6 pus toți 4 aici, toate mașinile 4 le-au pus în prima filă. Și așa vine iarna. 54.000 de euro, dar are 98.000 de kilometri. Ziceam eu că viitoarea mașină A4, nu știu ce, dar cred că una A6, un S6 mi-aș lua. Deci toate sunt A6, S6. Se pare că e-tronul ăla îl știu de foarte multă vreme. Ce mai este aici? Volkswagen Tiguan Airline 1.4. Arată bine și astea. Credeam că e R-ul ăla de 320 de cai sau 310, în schimb, nu. For motion. Oricum, astea două arată bine. Da, bine, bine. Alo, Morgan. Oh, fuck. Ce mai e pe aici? Uitați, aici am un Golf GTI 8, dacă nu mă înșel. Dar ăsta e fuleanu. Trapă cu tot ce vrei. Culoarea asta îmi place. Pe Passatul ăsta. Aici nu are preț. Asta e full. Și costă 45.000 de euro. În 2.0 TDI 200 de cai, 2.0 diesel. Dieselache. Ia să zicem ce au mai adus noutăți în partea asta, dar nu Audi. Întotdeauna aici le puneau. Undeva acolo. Dar momentan nu văd nimic. Bă, dar au adus ceva mașini. Și în partea alta e full. Aici dacă era ceva gen BMW, Mercedes, două Touareguri. Ia să zicem cât mai costă un Touareg. De curiozitate doar. 3.0 TDI, V6, 4Motion, bla bla bla, de 231 de cai. Mamă, aceeași motorizare pe care o am și eu. 58.000 de euro cu 589 de euro rata lunară, dar 100 la 1000 cu un avans, pentru că dacă nu dai un avans o să te coste vreo 1000 de euro pe lună mașina asta, pe puțin. Avem aici o Cupra și alea toate de acolo sunt mașini care ori de schimb, adică a dat-o la schimb și a lăsat-o, a luat alta, ori le-au adus ei recent. Cât mai costă o Cupra? Ele par așa agresive, dar potul ăsta parcă e la fel de înalt ca și la Allroad-ul meu. 40.000 de euro, bă, băiatule. De 310 cai, Ford Drive, bla bla bla, Brembo. Kilometri, 28.000 de kilometri, 40.000 de euro. Arată bine. Arată bine, bine de tot. Așa, aici Skoda în mare parte, Skoda, astea nu au preț sau ba da, au preț. O să-mi fac timp să vin zilele astea să fac un clip complet, pentru că acum nu am timp, mă presează timpul. Trebuie să trec puțin și pe la Netto. Și ce culoare miștoare. Octavia parcă sau greșesc. Skoda sau asta e superb, asta nu știu ce este ea. Da, Octavia. Am zis bine, bă, băiatul, nimerită din prima. 20.000 de kilometri, 200 de cai, de 2.0 diesel, și 4x4, 38.000 de euro. Mamă, ce preț are. Skoda. Uite și un Porsche acolo. O de Q8, bă, băiatule. Aici sunt numai SUV-uri. Partea asta câteva mașințe mai micuțe. Aici A4, A5. Să dacă găsesc un all-road ceva.
Să văd și eu prețurile care mai sunt. O, ce culoare interesantă are A4-ul ăsta. Mamă, mi-a înghețat mâna pe telefon. Atât de bine arată afară și interiorul. Bine că are cockpit, să zic că ți-a ochii, și are și ambient light. Asta e un lucru bun. Consola centrală e ca la mine. Da. Clima dezamăgește și scaunele. Da, așa a fost configurată. Sutul la mie costă și mulți bani. Ăsta era, arată bine. S-Line 50 TDI, 92.000 de kilometri. Cum spuneam și într-un clip anterior, mulți care și-au mașinile aici în finanțare, leasing, la 100.000 deja scapă de ele, pentru că știu că după aia apar probleme. Să schimbi frânele, să faci nu știu ce, să o grămadă de chestii. Deci mulți, din ce ați văzut și la celelalte mașini care le-am filmat la inițial, adică la început, în mare parte aveau aproape 100.000 de kilometri, 90, 97. Mulți scapă de ele la 100.000 de kilometri. Ce calme arată asta. Negru cu alb. Arată bine, dar scaunele sunt jalnice. Așa le aveam pe vechiul B9. Pe primul nu mai zic, erau scaune de masă. Vai de viața mea ce frig e. Bă, dar o benzinară, o ceva, nimic. Bă, băiatule, uite, e plin acolo de Skoda și de Volkswagen în față. A5 TT, ăsta e calomea să-l iei pentru timp de vară. Am înțeles că ultimul s-a fabricat acum în 2023, parcă, și nu se mai fabrică. E ediție limitată de Audi TT. Da, ăsta e calomea să-l iei pentru distracție. Ia uitați aici, un all-road și mai este un S4 albastru acolo. Ia să vedem. Ăsta, da, 45 TFSI, dar costă 44.000 de euro. Audi A4 All-Road 4, 45 TFSI, e-tronic, Matrix 360 View, Stand Heizen, Panoramic, Bang & Olufsen, Virtual Massage Tour. Mamă, sare de toate pe el. Din 27.7.2020, 61.000 de kilometri, 20 TFSI, de 245 de căi. Mamă, mi-au înghețat mâinile. 44.000 de Oiro. Și arată bine rău de tot. Apoi cu negru, nu mai găsați mătărește repede. De scaunele, de fapt nu scaunele, zic așa, interiorul e la fel, identic ca al meu, numai că ăsta are și masaj și are și scaun electric pe partea pasagerului și are și memorie. Eu nu am așa ceva, eu am decât, și de tiele diferă, sunt alea reglabile, eu am decât scaun electric pe partea șoferului și cam atât. Dar mare parte e aceeași, și am și chestiile la piano black, inserțiile astea de aluminiu la mine sunt de piano black, aude exclusiv gen. Asta are și geamuri fumurii în plus. Dar arată bine asta. Doar că e prea scump. Mult, mult prea scump. Da. Dar arată bine oricum. N-am ce zice. Mașinuța arată top. Optic mă refer. Tehnic nu știu care a tras pe ea și dacă i-a rupt fâșul și dacă s-au dus ambreiajele și dacă s-a dus și tronicul. Bine, ambreiajele nu cedează acum, dar dacă îți bagi joc de ale, uzezi și atunci o să ai șocuri și tot felul de prostii. Uitați aici un alt S4, parcă și că l-au mutat din față, cât de curând. 347 de cai, ăsta are 108.000 de kilometri, are 90 ceva de mii, parcă, aproape 100.000, ăsta are 108.000 și costă 39.000, e cam același preț, doar că ăsta o avea ceva în plus. De fapt are în minus sau în plus. Da, mă, băieți, ne vedem data viitoare, că acum hai să ne uităm și la S3-ul ăsta și am plecat, că nu mai am timp. Nu are preț. Ah, ia-l cuiva ăsta. Uitați aici, alt TT RS. Wow, super. S3. E-tron. Asta e de acum un an jumate. O să vin să fac un clip mai în detaliu, așa o să filmez fiecare mașină în parte. Bă, băieți, ne vedem pe curând.